Bună și bine v-am găsit la un nou joc pe care vreau să-l aduc pe canal. Acesta se numește Aer și este un joc cu poveste, este mai chill, deci este un joc bun de adus un bol cu pepene, să mâncați în fața ecranului și să vă uitați, e chill. Are, nu știu, foarte multă muzică liniștitoare, o să vedeți imediat că am intrat un pic să văd și eu cum este. Deci e mai mult pe poveste, pe explorare și hai să-i dăm bătaie să vedem cum este, abia aștept. Nu știu foarte, foarte multe despre joc, o să aflăm împreună, dar chiar cred că este unul foarte liniștitor și bun de relax, așa. Cred că noi suntem. Ascultă, I know you are eager to explore. Deci nerăbdătoare să explorezi, dar pelerinajul important people of the sky. Deci este important pentru oamenii pe. As you know, in the early days before the great dividing lands, we were different from now. Ok. Suntem diferiți, ok? In the sky, the lands were one, and the ancient Inhuman world. Ok, am înțeles. The Billy Great on them. Deci sunt trei temple here in the land of gods, așa se numește land of gods. Your journey will lead you to all the three of them. Deci sunt trei și o să te lase călătoria ta să le parcurgi pe toate, teoretic. Ceva s-a schimbat, the ancient show somehow așa, the lands and left us with island in the sky. Ok, deci s-a spulberat oarecum cele trei, în trei landuri. Karach s-a rugat, ok, pentru un lighthouse and found answer. Ca să, ok, ca oamenii să supraviețuiască, the first stop every planet to visit. Deci cred că trebuie să mergem, da. La Karach's Shrine. Exact ce vă ziceam de muzică. Muzică liniștită. Putem să facem și asemenea dacă vreți. Îmi cer scuze dacă nu citesc foarte bine. Eu așa sunt în fiecare joc. Nu prea citesc totul. Uit că sunt așa, nu știu, și cu voi. Și citesc mai mult în gând. S-ar putea să fac chestia asta de mai multe ori sau să citesc așa pe repede înainte, ba să zic da, da, ba nu, nu. Is it really the one part of the rating, the land of God, the worst queen? Da, trei case, an eternal skies. Nu știu exact unde sunt astea. Niște locații bănuiesc. Am căzut, fac pișit. Cred că pot să iau și pe acolo, sincer nu sunt sigură, dar hai să o luăm pe aici, dacă tot... Dacă tot... Bă, da, eu chiar sunt fraieră? Nu cred. Cred că jocul vrea să... Ia să încercăm să o luăm pe aici. Nu cred că poți. Nu poți. Wow, frate. Dar e nașpa că n-ai un sprint. Aveam un pic de sprint. Bine, aleargă tipa. Cred că nu mă poziționez eu bine, uite, așa, mai așa. Hai că am reușit și eu din a treia încercare, ca de obicei. Pe mine nu mă fac jocurile, da? Bun. The memory of light in our heart. Shining with the name of Karach. Deci ăsta era pristul. Lantern going to protect us when the world and we become the people of the sky. Ok. Deci e ceva nebunie pe aici. Ce e statuia asta? Un Pegasus, un lup, nu-mi dau seama exact. Știu că mai încolo să mă fac o pasăre și pot să explorez mult mai bine, cred. Nu știu exact când o să se întâmple chestia asta, dar am văzut într-un trailer și mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Îmi place foarte mult și grafica, e așa, nu știu, e diferită, este caldă. Și nu știu dacă știți jocurile alea Pose și, nu știu, cu animăluțe seamănă. Și nu știu dacă e același developer care au făcut și jocul ăsta. Deci trebuie să mă duc acolo, where sleeps the light of Karach. Deci trebuie să mă duc acolo, bănesc. It never went out while și... Mamă! E fată, nu? Deci n-a ieșit niciodată afară.
cât era vie. It will shine for to answer you. Și poate o să lumineze ca să-ți răspundă. Să vedem dacă are chef de noi sau nu. Carah. Cred că e un bărbat, sincer. A, deci aici, ok, bun. Până acum pare că are potențial jocul, sincer. Uite, mai e fată, da? Zeit, Priest. Mama, scaunul meu scoate niște zgomote ciudate, deci nu vă speriați dacă se mai aude, nu știu ce are. Am stat prea mult pe el, cred, v-am mai zis și pe live. Habar n-am, dar scârție în ultima perioadă. Ia, Shine. Uite, Shine, oh my god, chiar luminează, nu cred. Ne-a simțit. Noi putem schimba lumea. Super, nu vreau. Și bănuiesc că trebuie să găsesc unde să mă duc. Prin întuneric sau nu știu ce e. Sper că nu e ceva rău, dar probabil e ceva rău. Fă, lanterna. Nu știu pe un... Uite oamenii, cred că trebuie pe aici sau... Sincer, nu-mi dau seama. Sau pe acolo? Nu, pe acolo am venit, gen? Nu știu, eu pe acolo mă gândesc că am venit. Hai pe la lumină, că mereu în jocul pe la lumină, cred că trebuie să o luăm. Da, pe aici e bine. Mă gândeam, dar mi se părea că pe aici am venit și... Deci pe aici nu. Aici clar nu. Sau, băi, ăsta își bate joc de noi. Oare pot să sar? Mi-e frică să sar. Ba, uite că pot. Sper că pe aici nu e bine. Nu știu cum e cu damage-ul, dacă îmi iau damage în jocul ăsta, pare că e mai friendly, așa, decât mamă, ce să fac, frate. E nebunie. A, dar nu știu ce să fac. Să mă arunc? Hai că mă arunc. I hope this launcher will burn. Nu mă mai ține, că cad pietrele pe mine și nu vreau. Ia uite cum e, sunt bune. Bănuiesc că pe aici. Sper. Hai că bine. Am găsit luminița de la capătul tunelului. E foarte bine. Bă, până acum mie îmi place, sincer, nu știu de voi, dacă vă place, lăsați acolo like și așa o să-mi dau și o seama dacă vreți să continui seria sau nu. V-am zis că vreau să filmez mai mult acum, în perioada asta, să mă axez mai mult pe joculețe din astea și mi se pare destul de cute. Made it out okay, thank the gods you are alright. Da, mulțumesc, Doamne, că am ieșit cu bine. What happened in there? Nu, așa. Is that the lantern? Da, este. Strange, that lantern isn't... E dubios că o am, știi? It's the first time... ci că e pentru prima dată în generații când are lumină în ea. Keep it safe. It's in așa, ok. There's a village over by... Ok, deci acolo e un sătuc. Și trebuie să mă duc. Follow the get there. Ok. Deci, uite, mă pot. M-am făcut bird. Stai că nu știu să. Ok. Deci o iau. Stai că e complicat. Deci mă duc după vânt, așa bănuiesc, nu? Shift. Stai că e complicată treaba, nu glumesc. E un pic complicat de manevrat, cred că trebuie să mă duc după chestiile astea, că mi-a zis ceva. Păi, e un pic dubios. Trebuie să mă duc așa, după astea. Mamă, dar e foarte greu. Nu știu cum să merg. Mamă, cred că m-am dus prea iurea.
Ok, deci vreau să merg așa, în valuri, bănuiesc, nu știu exact. Nu știu, frate. Cred că acolo în față trebuie să mă duc. Am văzut că mai sunt niște insulițe, dar sper că iau bine acum, na. Hai să mergem așa, dacă tot. Sperăm că da. Dar nu pot să ajung mai sus, oare? Uite acolo ceva, am văzut. Nu te duce în dreapta. Ăștia sunt nori? What the fuck? Nu cred că sunt nori, cu toate că da, are logica asta, să te gândești. Dar arată foarte ciudat. Uite, niște insulițe. Mamă, ce tare, foarte tare. E foarte liniștitor jocul ăsta, adică nici nu-mi vine să vorbesc, știți? S-ar putea să nu prea vorbesc pe jocul ăsta, că nu prea am ce comenta. Nu știu, vreau să ajung un pic aici sus, să văd dacă pot, dar nu cred că pot. Încă. Uite, eu cred că pur și simplu mai iau după chestiile astea și vedem unde ajungem. Ia, că nu se mai aude nimic. Uite, văd ceva, nu? E ceva în față. Deci am ajuns noi undeva, până la urmă. Ceea ce e foarte, foarte bine. Nu știu, e mult de mers, cred. Chiar e mult de mers. Deci, explorare, tati. Uite, am ajuns! Am ajuns! N-a mers ceva, a mers. Mă panicasem, eram oare nu merg eu bine? Păsărele! Și jocul ăsta-s păsărele, de-astea străguțe. Bun, și trebuie să dau de... nu mai știu cine, parcă... Nu știu exact pe unde să o iau. Stați un pic să mă mai învârt un pic ca să nu mai revin. Așa, pe aici pare că e ok. Mă duc tot după chestiile alea. Mamă, uite aici. Hei, flamingo? Nu știu ce sunt. Nu știu, chiar nu știu. Oare n-a popot? Cred că pot. Da, pot. Uite și aici chestii. Read, my name is Aram. And I was there on the day of the holy night. My mistress was ill. Oh, cel mai mic copil al meu era bolnav. Și am întrebat spirit animals. When I pray by the shrine of... Shrine is put there in the... S-a rupt în bucăți. Lighthouse. Deci cu lighthouse-ul ăla acolo e multă spiritualitate și... Aici sunt povești, cred. Da, part 2, part 3. Nu știu, vreți să... Cred că asta e așa, de umplutură. Hai să mergem să căutăm lighthouse-ul. Nu știu dacă trebuie să mă iau după chestiile astea, dar cred că da. Nu știu dacă mă pot... Nu mai știu cum o făceam pasările, sincer. Pe ce mă făceam? Nu, așa, da, gata. Ok. Uh.
Au, damage. Așa. In the beginning there was the dreamer asleep in cold eternity. She dreamed all there is. Ok. Ok, the vial. Return the world, mother from a memory of home. Here and this into the world that is only under cloud and sun, the sun and moon into pink. Mamă, e frumos că e despre natura, așa, nu știu, e altceva, e spiritual jocul. Chiar simt chestia asta. Așa, nu știu, cu zei, parcă, cu altceva. Then he formed the mountain. Oh, a făcut el munții și the seas, mările, from the clouds, from the earth. Avem grijă de pământ. Adevărat, trebuie să avem grijă de planeta noastră. Mereu vă zic asta. Vă mai zic și acum, aveți grijă de pământ, că este casul nostru. Chiar mă liniștește rău de tot jocul ăsta. Nu știu dacă pe voi da, da, pe mine, dar și deci e foarte drăguț. Chiar e drăguț jocul ăsta. E altceva așa, nu știu, e simpatic. Oare trebuie să ajung acolo sus? Nu știu, de explorare asta e chestia, adică chiar trebuie să mă învârt mult și bine, asta e chestia în el. N-are poate, na, cea mai wow poveste să zicem și poate nu vă ține pe toți captivați, dar e așa relaxant, exact cum am zis, dacă te plictisești, efectiv, na, te uiți la un video. Bun, aici nu văd nimic interesant. Ok, e un semn aici. Bine că am învățat să mă fac pasăre. Deci aici am fost. Uite acolo. Nu? Sub. Ok. Nu știu dacă am fost aici. Sub n-am fost, am fost doar sus. Aici am aterizat prima dată. Deci ar trebui să găsim lighthouse-ul, cred. Da. Probabil era, nu știu, mă gândesc chestia aia de pe cealaltă insulică și n-am văzut eu ceva de interacțiune, nu sunt sigură, o să mă mai întorc, dacă e. Să vedem pe aici, așa, dacă mai e ceva interesant. Să mai explorăm un pic insulica asta și mai una, mai sus, văd. Uite țapi! Hei! Da, eu mă gândesc să-i dăm o șansă la joc pentru că e foarte relaxant și frumos. Și nu uitați acolo de like dacă v-a plăcut primul episod și aștept și comentarii dacă v-a plăcut sau dacă, nu știu, v-a plăcut ceva mod special așa, la grafică, la poveste, la nu știu. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod numai aici. Pa, pa!